Salutare, dragă vărsător, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar această etalare interactivă este o citire în tarot colectivă pentru Zodia Vărsător, luna februarie. Așadar, am să te rog să primești doar mesajele cu care rezonezi și să lași deoparte orice mesaj care ar putea crea confuzie în sinea ta. Această citire în tarot pentru luna februarie e menită să te îndrume către ceea ce trebuie să știi pentru ca tu să poți lua cele mai bune decizii născute din claritate și conștientizare. Doar așa vei putea scoate la lumină adevărul sufletului tău autentic. Iar dacă îți dorești o etalare în privat, la o ședință la terapia cu tarot, te aștept cu un comentariu sau te poți uita în descrierea acestui video pentru mai multe detalii. Să vedem. Începem etalarea pentru Zodia Vărsător cu o carte din oracolul Pure Magic. Avem și un mesaj din partea Universului. Zodia Vărsător, luna februarie. Un mesaj din cutiuța cu energii. Practică compasiunea este mesajul tău. Aceasta este energia lunii februarie. Pe lângă acest mesaj, ți se cere să ai atenție la sincronicități numerice și mai ales la 333, pentru că vor ascunde aceste sincronicități, pot ascunde mesaje și îndrumări semnificative pentru tine. Iar Universul îți spune să fii sigur că există abundență, că există iubire care îți susține dorințele, visele pe care tu le ai. Și acest card din oracolul Pure Magic îți vorbește despre compasiune, despre conexiuni divine, despre necesitatea de a te exprima clar, fără teamă. Însă, întotdeauna ancorat în energia iubirii. Indiferent de mesajul pe care îl ai de transmis în exteriorul tău, el trebuie să fie în vibrația iubirii. El nu trebuie să fie în judecată, nu trebuie să arăți cu degetul, nu trebuie să consideri pe nimeni vinovat de absolut nimic. Să te uiți mai degrabă în ograda ta decât să fii cu degetul arătat înspre exterior. Iar dacă simți vreun dezechilibru în corpul tău, în luna februarie, este momentul să schimbi energia care te consumă și care creează acest dezechilibru în corpul tău. Nu trebuie să te îngrijorezi, ci trebuie doar să găsești rădăcina problemei. Ce din viața ta provoacă corpul să reacționeze, dar printr-un dezechilibru. Pentru că orice este neregulă în corpul nostru vine din pricina unui conflict emoțional. Acum tarotul. Vom trage patru cărți
pentru energia prezentului și apoi clarificăm cu alte 4 pentru luna februarie, încă un card. Ești într-un moment de tranziție în viața ta, are legătură cu despărțirea, separarea de o persoană, despărțirea dintr-o relație. Voi fie ați produs separarea, fie urmează să o produceți, pentru că există foarte mult dezechilibru în energia acestei conexiuni. Cred că unul dintre voi este foarte ancorat în spiritualitate, pe când celălalt este foarte pierdut în această realitate. Consumat de tipare, consumat de nevoi, dorințe de a avea continuu lucruri din exterior. Este un moment în care mergi înainte către o altă direcție, lăsând în spate acest dezechilibru, această relație, această conexiune care nu mai funcționează, care îți produce foarte multă instabilitate emoțională. Este momentul în luna februarie să te conduci pe un nou drum, pentru că tu ești cel care creează realitatea în care trăiești și este creată prin liberul arbitru, prin deciziile pe care tu le iei. Este momentul să cunoști noi oameni, să te deschizi către noi conexiuni, să experimentezi alt gen de persoane. Clarificăm magicianul pentru luna februarie. Clarificăm regele de monede pentru luna februarie, regele de monede în poziție inversă. E magicianul, magicianul, ador când cărțile vin și vorbesc atât de frumos și clar. Doiul de cupe în poziție inversă, clarificat pentru luna februarie. Carul, din nou, tranziție, schimbarea direcției, șasele de spade, clarificat pentru luna februarie, 10 de bâte, finalitate, încheierea acestor momente în energie joasă, în care te simți o victimă, în care te simți foarte neînțeles. Vei depăși momentul prezent. Chiar dacă intri în luna februarie cu aceeași energie, este un mix aici foarte interesant. Tu te simți puternic, tu te simți stăpân pe tine, dar în același timp ești cumva pierdut. Însă, cum ziceam, chiar dacă intri în luna februarie în energia asta în care ești într-un pesimism plin de tumult interior, de emoții în contradicție, te îndrepți către adevăr, pentru că îți înțelegi puterea interioară, înțelegi că prin ceea ce reprezinți, ești, vibrezi, gândești, vorbești, da? Transform viața ta.
tot ceea ce ești și reprezinți vine către tine înapoi ca un bumerang. Și înțelegând lucrul ăsta, îți schimbi direcția, accepți finalitatea, accepți să te detașezi de durere, de încărcătură emoțională și să închei lucrurile, să nu te mai simți pierdut în propria ta viață. Luna februarie va fi o lună în care, în primul rând, vei arăta compasiune către tine și, făcând acest lucru, înțelegându-ți deciziile și alegerile trecute, vei putea alege să arăți compasiune și către tot ceea ce este în mediul tău înconjurător. Am o afirmație pentru tine, pentru luna februarie, pe care te rog să o folosești ori de câte ori poți în această lună. Zodia Vărsător, care este afirmația potrivită? Am încredere în înțelepciunea mea interioară. Ador. Pe măsură ce îmi desfășor activitățile, îmi ascult călăuzirea interioară. Intuiția mea este întotdeauna de partea mea. Am încredere că ea este cu mine mereu. Sunt în siguranță. Superb! Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Și aș aprecia din suflet dacă ai răsa un comentariu cu un emoticon. În felul acesta îți arăți susținerea către ceea ce noi creăm pentru tine prin aceste videouri. Și în același timp putem să vedem câți dintre voi rămân până la final. Bineînțeles, te aștept să urmărești și alte materiale interesante de pe canal. Nu uita să apeși butonul de urmărire și clopoțelul pentru a fi la curent cu noile materiale spirituale ce sunt menite să fie unealta ta către adevăr și evoluție. Te îmbrățișez cu drag, eu am fost Cristiana și să ai parte de un februarie plin de lumină.